Apărarea cibernetică a Ucrainei este pusă la grea încercare în această perioadă. Este în plină desfășurare un război informațional, iar atacurile cibernetice sunt din ce în ce mai sofisticate. Despre acest subiect discutăm cu Alina Grigore, jurnalist senior TVR. Alina, bună seara! Bună seara! Cine sunt țintele acestor atacuri informatice lansate în contextul crizei din Ucraina? Bun găsit, Radu. În primul rând aș vrea să spun că au fost cele mai puternice atacuri cibernetice din istoria Ucrainei. Săptămâna aceasta au avut loc în două zile diferite. 70 de instituții publice și agenții guvernamentale ucrainene au fost afectate. Practic, activitatea lor informatică, site-urile au fost blocate. Șefa Serviciului de Apărare Cibernetică a spus că în spatele acestor atacuri masive s-ar afla un serviciu secret străin. Însă este de regulă, e foarte, s-a îndreptat cumva către Rusia, a arătat cu degetul țintit către Rusia și n-ar fi prima dată, însă este foarte greu să dovedești, asta este foarte complicat să afli cine este de fapt în spatele acestor atacuri, pentru că se folosește o infrastructură vastă, sunt foarte mulți, îți trebuie foarte mulți bani și se lucrează prin vectori aflați în cu totul și cu totul alte state. Bineînțeles că de fiecare dată Federația Rusă respinge astfel de acuzații, însă după aceste atacuri puternice în Polonia, de exemplu, a crescut nivelul de alertă cibernetică în baza unor informații cum că ar putea fi vizată. Următoarea țintă ar putea fi chiar Polonia. Așadar, mai ales în acest context, tensiunile militare sunt însoțite și de atacuri cibernetice. Și aș vrea să-mi spui când au mai avut loc astfel de atacuri în regiunea noastră. Dacă ne referim tot la Ucraina, în 2014, atunci când Rusia a anexat ilegal peninsula Crimeea, și atunci au fost o serie de atacuri cibernetice foarte puternice care au blocat activitatea unor ministere, după aceea a fost atacată și infrastructura celui mai mare aeroport. Dar au mai fost astfel de atacuri, de exemplu, în 2008, în conflictul dintre Georgia și Rusia privind regiunea separatistă Osetia de Sud. De asemenea, statul georgian a fost atacat cibernetic și la un moment dat președintele de atunci nu a putut livra anumite mesaje către populație prin site-ul administrației prezidențiale pentru că era blocat. De regulă, în diferite conflicte militare, este o parte a războiului. Avem un război informațional, un război hibrid, un război cibernetic. Un atac cibernetic? Un atac cibernetic ar putea anunța un eventual conflict sau ar putea avea loc în alte situații în paralel cu un conflict militar. Să sperăm însă că lucrurile nu vor prevesti ceva chiar atât de grav. Alina Grigore, îți mulțumesc foarte mult pentru prezență și explicații.